Da. La ultimul duel, care ne-a ținut pe toți cu sufletul la gură, a reușit să câștigi în fața lui Andrei și să te salvezi de la eliminare. Drept recompensă, vei avea parte astăzi de un avantaj strategic. Avem surprize peste surprize. Nu știu ce avantaj ar putea avea Andreea. Îmi bate inima foarte tare, pentru că avantajele astea nu sunt neapărat bune. Andreea, tu va trebui să numești 3 concurenți care nu îl vor vedea pe șef chelar în timp ce gătește. Doar îl vor auzi și vor trebui să facă preparate identice cu al lui. Nu știu pe cine o să pună Andreea în dificultate, dar nu mă simt un pericol. Am un feeling că sunt și eu printre ei. Nu știu de ce. Andreea, cine este prima persoană care va găti fără să mă vadă? Cred că prima persoană va fi Dilicil. Eram sigură. De ce Dilicil? Pentru că mi se pare că nu este ceea ce pare. La modul că e o persoană care schimbă tot timpul direcția, uneori mai friendly cu cine are interes. Ce? De unde concluzia asta? Chiar dacă nu pare că vrea să-i avantajeze pe unii, se preface bine. Faptul că m-a ales să gătesc pe nevăzute, înțeleg. Nu știu de unde concluzia asta și aș fi vrut să lămuresc. Dacă totuși am greșit cu ceva, măcar să știu unde să corectez. Am lucrat cu ea la banc. Îmi zicea tot timpul, vai, suntem o echipă așa de bună, lucrăm așa de bine împreună. După care, încet, încet, nu m-a mai văzut. Se preface într-un cuvânt. A doua persoană. Alina. Și ea se preface. Rămân foarte surprinsă în momentul ăsta că mă alege pe mine. Nu știu de ce mă alege să fiu în blind și chiar nu știu de ce vrea să-mi pună bețe în roate. Alina este o concurentă puternică care pune accent pe detalii, care poate să realizeze un preparat bun. Eu sunt o persoană destul de puternică. Ea fiind la fel, o persoană puternică, cred că cumva se simte intimidată de chestia asta. Și atunci, da, sunt o persoană probabil de care vrea să scape. Și a treia persoană? Cezar. Cezar. Nu știu neapărat dacă este teamă de mine sau pur și simplu crede că mă pot descurca în proba de astăzi și fără a-l vedea pe șef chelar. Sorry, Cezar, dar de tine ne e cam frică.